ședință. O să încep eu ședința de Consiliu de astăzi, ședința ordinară din 21-a 6-a, și o să vă propun spre aprobare ordinea de zi. Ulterior să trecem și la proiectul de hotărâri privind aprobarea președintelui de ședință. Proiectele de hotărâri supuse aprobării sunt: proiect de hotărâri privind stabilirea nivelului contribuției Consiliului Local al Comunei Semeș la finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și persoanei cu handicap. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării numerelor administrative atribuite proprietăților din intravilanul satului Semeș. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării regulamentului de organizare și funcționare al UAT Comuna Semeș. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Semeș. Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat între UAT Comuna Semeș, ACS Gloria Semeș și Școala Ștefan cel Mare în vederea realizării proiectului Tineri pentru România. Proiect de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata chiriei pentru locuința proprietate publică a Comunei Semeș, situată în blocul de locuințe sociale domnului Ghibilic Mihai. Proiectul de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata chiriei domnului Dârlea Adrian se retrage de pe ordinea de zi pentru că domnul Dârlea a renunțat la locuință. Raportul primarului Comunei Semeș privind situația gestionării patrimoniului din domeniul public și privat al Comunei Semeș pentru anul 2016. Cine este pentru ordinea de zi? O discuție aici la ordinea de zi, să aveți în vedere la domnul Dârlea, făcând cererea de predare a locuinței, toate utilitățile până în momentul predării locuinței să fie achitate. Da. Da, și chiria e achitată. Da, deci asta este mențiunea, n-am de unde să știu că este sau nu. Așa, propunem suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni, proiectul de hotărâre privind aprobarea statutului Comunei Semeș, proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 216/2016 privind acordul de principiu pentru majorarea capitalului social la SC Servicii Comunale și cu informarea privind stadiul îndeplinirii hotărârilor Consiliului Local în perioada iulie 2016-martie 2017. Cine este pentru suplimentarea ordinii de zi? Se abține cineva? Împotrivă? Unanimitate, nu? Așa, și o să mai supun aprobării proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Propunerea executivului este ca să fie președintă doamna Hoța Aurora. Mai aveți alte propuneri? Dacă nu, supunem aprobării. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Doamna președintă. Doamna președintă, vă rugăm. Felicitări, doamna președintă. Uitați-vă. S-a aprobat. O să începeți cu aprobarea procesului verbal al ședinței. Bună ziua, dragi colegi! Vom începe cu aprobarea procesului verbal de la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Semeș din data de 24-5-2017. Spunem la vot cine este pentru. Împotriva? Se abține cineva? Da, următorul punct pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului contribuției Consiliului Local al Comunei Semeș la finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap în baza costurilor medii anuale pentru anul 2017. Inițiator, primar Tudose Răzvan. Este vorba de acei 35% obligatorii pentru unitatea administrativ-teritorială care se
suportă pentru persoanele cu handicap domiciliate în Comuna Zimeș și care sunt internate în centre de ocrotire, și anume Palat de Florina, Pruteanu Clement, Ipate, Aurora. Au mai rămas doar 3 persoane. Aveți în anexe și costurile pentru fiecare. Da. Discuții la acest punct? Supunem la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării numerelor administrative atribuite proprietăților din intravilanul satului Zemeș, din Comuna Zemeș, județul Bacău. Inițiator, primar Tudose Răzvan. Domnul Rusunar, ce s-a înaintat o cerere. Practic se radiază numărul acordat dumnealui de pe strada Ștefan cel Mare, numărul 40, și se alocă un număr pe strada Narcisei, numărul 3, pentru că s-a înfundat intrarea în curtea dumnealui, prin spate. Și s-a modificat. La intrarea lui prin Narcisei. Nu, dar îl curte prin Narcisei, că stă aici. Discuții referitoare la acest proiect? Supunem la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării regulamentului de organizare și funcționare al UAT Comuna Zemeș. Inițiator, primar Tudose Răzvan. Regulamentul de organizare și funcționare cuprinde toate modificările care au fost deja aprobate de dumneavoastră prin hotărâri de Consiliu, respectiv modificări de compartimente, în sensul că s-au mutat din subordinea domnului primar în subordinea domnului vice în subordinea primarului, actualizări de atribuții ale compartimentelor. Am încercat să-l aducem la zi conform noi situații. Noi am aprobat pe bucățele și acum s-o întrece. Discuții referitoare la acest proiect? Supunem la... Poftim, domnul Romeo. Nu. Ați fost o idee mai rapid. Supunem la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Zemeș. Inițiator, primar Tudose Răzvan. Este vorba despre modificarea domeniului public cu 3 poziții, prin includerea unor suprafețe de teren din satul Bolătău, situate și în intravilan și în extravilan. Aceste suprafețe fac parte din proiectul reabilitare 5 km drum, unde vor fi proiectate apărări de mal în zonele respective. Și trebuie să atestăm proprietatea. Discuție referitoare la Toderaș și la... Nu au legătură cu consolidarea de mal. Nu. Deci alea sunt finalizat, consolidarea. Da. 5 km de drum și proiectul depus la MDRAP. Deci la Bușilă până la... Da. Până la tabără. Discuții referitoare? Mai sunt? Supunem la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat între UAT Comuna Zemeș, ACS Gloria Zemeș și Școala Ștefan cel Mare în vederea realizării proiectului Tineri pentru România. Inițiator, primar Tudose Răzvan. Proiectul Tineri pentru România este un proiect demarat de UAT Comuna Zemeș, Asociația Club Sportiv Gloria Zemeș și Școala Gimnazială Ștefan cel Mare. Presupune vizita unui număr de 22 tineri belgeni care vor desfășura activități educaționale și recreaționale cu elevii școlilor noastre. Proiectul își propune să vină în îndeplinirea nevoilor de petrecere a timpului liber a vacanței pentru copiii comunității, în lipsa unor activități antrenante, a unor spații unde să se desfășoare, dar mai ales a unor persoane adulte care să organizeze astfel de activități. Contribuția ACS Gloria Zemeș se ocupă de asigurarea condițiilor de cazare pentru voluntari. UAT asigură și supervizează condițiile necesare desfășurării proiectului și școala la fel, asigură condițiile pentru desfășurarea proiectului. Discuții la acest proiect? Deci copiii o să fie cazați la... Nu copii. Voluntari. Voluntari, da. Și mâncarea la... Mâncarea și-o procură singur. Se specifică în... contractul de parteneriat. Doar spațiu de cazare, paturi, dotat cu paturi, lingerie,
De ce un loc unde să-și pregătească mâncarea, deci nu acțiunea. Pentru... Acolo e tot acolo. Este, este pregătit. Alte discuții? Să punem la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata chiriei pentru locuința proprietate publică a Comunei Zemeș, situat în blocul de locuințe sociale și de necesitate din satul Comuna Zemeș, strada Schelei numărul 5, Comuna Zemeș, domnului Ghibilic Mihai, chiriaș în locuința în cauză. Inițiator, primar Tudor Sărăzvan. Conform prevederilor legii 448, articolul 20, alineatul 2, litera B, domnul fiind persoană cu handicap și având certificat de încadrare în grad, beneficiază de scutire de la plata chiriei. Scutirea, propunerea este să fie acordată începând cu data de 1-7-2017, pe perioada valabilității contractului și doar pe perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap. Discuții referitoare la acest proiect? Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. O abțin. Scuzați, domnul Dorlău. Nu v-am observat. Următorul proiect, raportul primarului Comunei Zemeș privind situația gestionării patrimoniului din domeniul public și privat al Comunei Zemeș, județul Bacău, pe anul 2016. Raportul o să-l prezint eu. Potrivit prevederilor articolului 122 din legea administrației publice locale, Consiliul Local este prezent anual de către primar un raport asupra situației gestionării bunurilor. Da, în istoria normală, raportul să-l prezinte domnul primar? Să-și susțineți propriul raport? Da, dar fiind fi faptul că nu este acum, o să-i dau eu citire. Da, așa mi se pare normal, nu? Eu nu pot să citez raportul domnul Anton Adrian, nu? Să-i susțin. Raportul nu este, nu? Îl scoatem pe ordinea de zi. Și o prezint în ședința următoare. Așa mi se pare normal, da? Cum să susțin de altul raportul primar. Nu, doar se aduce la cunoștință, nu se votează. La cunoștință. Da, se aduce la cunoștință. Da, e formal. Deci, continuați. Continuăm? Da, doamna președinte. Doamna continuă să citească raportul și discuții, dacă vor fi, în următoarea ședință... Vom adresa întrebări domnului primar, dacă sunt de la muriri sau... Doamna președinte, eu aș fi de părere, dacă s-a făcut propunerea de către domnul Berța, să fie propus de către domnul primar, ar fi bine să se supună la vot. Cine este pentru să-l prezentați acum sau cine este ca să-l prezinte domnul primar în ședința care îi va veni? Corect. Supunem la vot cine... Dorește să se prezinte raportul domnului primar. Cine este împotriva? Să se prezinte astăzi. Cine este împotriva? Abțineri? O abținere? Deci se prezintă. Da. Deci continuăm. Așa... Potrivit legii 213/1998, proprietatea publică și regimul juridic al acestuia, unitățile administrativ-teritoriale, respectiv Consiliul Local, exercită posesia, folosința și dispoziția asupra bunurilor care alcătuiesc domeniul public în limitele și în condițiile legii. De asemenea, conform prevederilor ordonanței 81/2003 privind reevaluarea, activele fixe corporale de natura construcțiilor terenurilor aflate în patrimoniul instituțiilor publice vor fi reevaluate cel puțin o dată la 3 ani de către o comisie sau de către un evaluator autorizat. În anul 2016 s-a întocmit reevaluarea bunurilor din domeniul public și privat, rezultatele evaluării fiind aprobate de către Consiliul Local prin hotărârile numărul 12 și 13 din 27.1.2017. De asemenea, în conformitate cu prevederea articolului 7, alineatul 1 din legea contabilității și ale Ordinului Ministerului Finanțelor 2861/2009,
Inventarierea generală a elementelor de activ și de pasiv deținute trebuie să fie efectuată cel puțin o dată pe an. Prin dispoziția primarului Comunei Zemeș, numărul 518/2016, s-a procedat la organizarea inventarierii patrimoniului aferent anului 2016, numindu-se componența comisiei. Scopul principal al inventarierii constituie stabilirea situației reale a patrimoniului Comunei Zemeș și cuprinde toate elementele patrimoniale, precum și bunurile și valorile deținute cu orice titlu, aparținând altor persoane zice sau fizice, în vederea întocmirii bilanțului contabil. Activitatea s-a desfășurat în luna decembrie 2016 și au fost supuse inventarierii bunuri corporale patrimoniale aparținând domeniului public și privat, aflate în evidență contabilă anului 2016. Verificarea soldurilor efective s-a efectuat cu participarea obligatorie a gestionarului. Disponibilitățile bănești, precum și alte valori aflate în caseria unității, au fost inventariate conform prevederilor legale. În soldurile din evidență contabilă, la 31 decembrie 2016, se prezintă după cum urmează. Mijloace fixe din domeniul public. 152.443.543 de lei. Mijloace fixe din domeniul privat neamortizabil, 4.448.679 lei. Mijloace fixe din domeniul fix amortizabil, 1.825.222 lei. Obiecte de inventar, 571.588 lei. Materiale, 26.925. Alimente spas, 5.714 lei, timbre administrative, 193 de lei, timbre spas, 196, combustibil administrație, 4.260, combustibil poliția locală, 4.080, combustibil protecție civilă, 540, combustibil transport elevi, 6.090, furnizor, 31.250, active în curs, 701.517 lei, disponibil garanții, 5.966 de lei, excedent buget local 2.934.816 lei, creanțe buget local 3.221.270 lei, debitori 254.393 lei și titlul de participație 300.100 de lei. Procesul verbal întocmit de Comisia de Inventariere a rezultat faptul că inventarierea generală a elementelor de activ și de pasiv deținute de Comuna Zemeș s-a efectuat cu respectarea prevederilor Ordinului 2861, verificându-se și modul de păstrare, de conservare a bunurilor. Nu s-au constatat deficiențe și nu s-au înregistrat diferențe. În anul 2016, gestionarea bunurilor din domeniul public și privat s-a realizat în mod corespunzător. O întrebare. L-am înțeles eu bine sau 540 cheltuieli combustibil la situații de urgență? Nu, sunt valoarea combustibilului rămasă în sold la data de 31 decembrie. Așa. Eu mă gândeam, unul combustibil 500 și ceva. Nu. Nu. Deci și erau în sold. Da. Punctul suplimentar, aprobarea statutului comunei. Următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea statutului comunei Zemeș, județul Bacău. Conform prevederilor articolului 20 din Ordonanța Guvernului 53/2001 privind statutul cadru al unităților administrative teritoriale, fiecare unitate este obligată să-și aprobe propriul statut. Propunerea noastră cuprinde mai multe capitole cu privire la principii generale, organizarea administrației publice a Comunei Zemeș cu reglementările generale, reglementările în ceea ce privește Consiliul Local al Comunei Zemeș, privind atribuții și modul de funcționare, atribuțiile primarului, a viceprimarului, ale aparatului de specialitate a primarului, legile comunității și exercitarea autorității, date despre economia locală, proprietate, finanțe publice, achiziții, educație, muncă, sănătate și dispoziții finale. Discuție referitoare la acest proiect. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă?
și ultimul punct pe ordinea de zi, probleme curente care se supun. Avem un suplimentar și informarea. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Comunei Zemeș, numărul 216, din 13.12.2016, privind acordul de principiu pentru majorarea capitalului social al SC Servicii Comunale Zemeș SRL, prin aportul în natura a următoarelor mijloace fixe și obiecte de inventar. Hotărârea se completează cu un articol. Respectiv, se mandatează domnul Vingheac Romică pentru a semna actul constitutiv rescris în vederea înregistrării la Oficiu pentru Registrul Comerțului și alte documente legate de majorarea de capital social pentru servicii comunale. Dacă sunt discuții referitoare la acest proiect, spunem spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere, abținere, domnule. Am mai pregătit o informare privind stadiul îndeplinirii hotărârilor Consiliului Local al Comunei Zemeș în perioada iulie 2016-mai 2017. În perioada subvenționată, Consiliul Local a aprobat un număr de 255 de hotărâri, din care 139 în anul 2016 și 116 în anul 2017. Din totalul hotărârilor adoptate, 228 sunt aduse la îndeplinire, 25 sunt în curs de îndeplinire, iar 2 sunt neîndeplinite. O să încep cu cele neîndeplinite. Una dintre ele se referă la contractul de finanțare pentru realizarea cadastrării, unde ne-am împotmolit datorită mai multor factori. Nici oamenii nu își cunosc proprietățile, n-au venit când au fost solicitați și nici firma cu care s-a încheiat contractul nu au fost foarte serioși. Și hotărârea privind raportul de evaluare pentru Crucea din Dealuciuc, care n-a fost adusă la îndeplinire. În rest, cele 25 care sunt în curs de îndeplinire, o să vi le amintesc. Hotărârea 141 îndeplinită parțial de o rectificare de buget motivată de neîndeplinirea contractului de înregistrare sistematică a terenului. Îndeplinită parțial hotărârea 153 privind lucrarea de amenajament silvic. Contractul acum este în derulare. Era ultima 100 de metri, acum vreo 3 luni zile. Acum care 100 de metri mai sunt încadrează? Amenajamentul silvice și... Domnul viceprimar. Am avut un impediment cu... Nu, dar mai asta a spus. Mai e din ultima 100 de metri. Da. Petrobul au un număr de 4 sonde sau 6 sonde pe izlazul și pe amenajamentul silvic. Și din cauza lor ne-am pornit. Am cerut un răspuns de la ei. Nu l-am primit. Domnul care se ocupă de amenajament o să continue sub forma care este. Practic, Petrobul... Lucrează la el. Și am intabulat terenul proprietatea noastră. Un an de zile, 2 ani de zile aproape, eram un an jumătate. Jumătate am început noi și m-a trecut un an de zile. Amenajamentul, care e certificatul nașterii a Comunei Zemeș pentru păduși pe jumătate. Amenajamentul l-am început noi. No, e făcut amenajamentul, știu foarte bine ce vorbesc. Au mai fost alocat bani, dar nu s-a făcut nimic. Acum nu s-a încheiat, contract. Nu l-ați făcut. Acum, bă, s-a făcut într-un an acum, dacă tot. Să finalizează. Să finalizează. Sunt să finalizează. Partidele care sunt scoase, trebuie scoase la licitație, sunt marcate. Un an de zile. Pe spuțile de tine, nu așa. Da, s-a continuat, da, vă rog. Așa, hotărârea 171, tot pe 2016, concesionare 225 metri pătrați, îndeplinită parțial pentru că compartimentele și-au făcut treaba, dar firma a refuzat semnarea contractului IRCS-ul-IRDS-ul. Așa. Hotărârea 201 pe 2016, stabilire taxe și tarife, este în curs de îndeplinire pentru că nu s-a încheiat anul și se fac încasări, altele decât cele prevăzute de codul fiscal. Hotărârea 216 cu acordul de principiu privind majorarea capitalului social al comunale, tocmai am aprobat și documentele sunt în curs de
a se face. Hotărârea privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, la fel, îndeplinită parțial pentru că se încasează și cea cu taxe speciale. Hotărârea 15 pe 2017, actualizare de viz pentru obiectivul de investiții, reabilitare, modernizare DC 185 km. Proiectul a fost depus pentru finanțare la MDRAP. Următoarea, numărul 16, pentru asigurarea cofinanțării, tot pentru acel sector de drum, la fel, pentru finanțare. Hotărârea 20 pe 2017, prezentarea Consiliului Local a raportului de audit financiar de la SC Comunale. Nu au venit să prezinte o situație, deci nu se poate considera ca și îndeplinită. Data, că aveți data, luna și anul când s-a depus proiectul pentru asfaltare cei 5 km la Bolădău, la Ministerul Dezvoltării. Nu vă pot spune exact. De ce? Dacă întrebăm colega de la achiziții publice, pentru că ea s-a ocupat în mod direct. Să vină doamna de la achiziții. S-a ocupat în februarie. Nu știu sigur. HCL 36 pe 2017 pentru aprobarea indicatorilor la modernizarea infrastructură rutieră. S-a depus proiectul, o nouă depunere la Prinafir. Așteptăm verdictul. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș este în curs de îndeplinire. Stabilirea cuantumului, numărul de burse acordate de școală, la fel, o să fie în decursul anului. Domnul Berț are o întrebare pentru dumneavoastră. Proiectul pentru care a fost depus la Ministerul Dezvoltării. Data, luna și anul. Ultima dată a fost depus în 23.06.2016. A fost depus. A, prima dată? Prima dată? Tot același proiect. Nu s-a fost modificat la proiect? Da, s-a modificat TVA-ul. S-a actualizat, dar nu. Nu, m-a actualizat. 19.01.2016. Nu, în 2015 a fost făcut proiectul. A fost depus și în 2015, da. Asta nu e. Nu e un pic. Nu, dar de ce a fost depus în 2015? A fost în 2016 și în 2017 cu actualizările. Da, în 2016, da. În 2015 a fost făcut proiectul. Greu. 15.06.2015. Asta a adoptat proiectul de hotărâre, nu? Da. Și prima solicitare a fost făcută în data de 10.12.2015. Da. S-a transmis anexul. Da, mulțumim, da. Deci a fost depus de 3 ori, mamă. Mulțumim, doamnă. Și am hotărârea numărul 57 pe 2016, actualizarea indicatorilor pentru construire platforme din pavele. Tot este în curs de îndeplinire. Bugetul de venituri și cheltuieli al ACS Gloria Zemeș până la finalul anului. Cotizația anuală la GAL o să urmeze să fie făcută plata. Proiectarea creșterea eficienței energetice, la fel, este în curs de îndeplinire. Și proiectul de mână cu cei mici al realizat de UNICEF au îndeplinit o parte din activități, sunt în grafic. La hotărârea 91 pe 2016, declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Comunale, se lucrează la documente. O HCL 109 pe 2017 privind asigurarea, încheierea asigurărilor facultative la blocul de locuințe sociale, la fel, se lucrează. Cam asta. Zic că
procentul este bun din deprimirea hotărârilor de Consiliu. Mulțumim, doamna. Asta ți-i spun, da? Nu. Este informare. Da, e o informare. Trecem la următorul punct pe ordinea de zi. Probleme curente care se supun dezbaterii Consiliului. Cine se înscrie la cuvânt? Domnul Dârlău Romeo. Domnul Băgescu. Mă uitam și încheam să-i spun domnul Băgescu. Altcineva? Și Hoțul. Are cuvântul domnul Dârlău Romeu, să vă și domnul Băgescu. Da. Aș vrea în mod special o adresă către Delgaz, cu mențiunea foarte serioasă, deoarece ei sunt distribuitori de gaz în Comuna Zemeș și în majoritatea teritoriilor Comunei Zemeș și indiferent de situațiile care se întâmplă pe traseele de conducte ale lor, la refurnizarea distribuirii de gaz, populația să fie anunțată. Exact cum am postat și pe paginile de socializare, nu toată lumea are internet ca să vadă că se poate distribuția de gaze. În urma unui eveniment de acum 2 sau 3 săptămâni, spre norocul nostru că n-au fost evenimente în care, o să specific, au fost persoane care a dat drumul la Aragaz, nu are rost ca să dau nume, și n-a mai închis. Deci asta este o obligație. Bine, sistarea, când fac ei reviziile, pot să o anunțe, dar în momentul cum a fost situația, că a fost alunecare de teren, iar motivele care au fost invocate, că nu depistează conducta, bun, dacă știi unii alunecare de teren, știi și unii conducta, deci e ruptă. Asta nu este din calcul. A doua problemă. În legătură cu OMV Petrom, solicit urgentarea și căutarea călii cele mai bune și există căi, exact cum am discutat și cu dumneavoastră, doamna secretară, pentru taxele și impozitele pe 2015, precum și ocuparea terenului care a fost conducte. Deci este posibilitatea, prin consultarea cu avocatul care ne reprezintă unitatea administrativă teritorială, pentru a face plângere penală pentru tulburare de posesie. Este calea legală. După aia, raportul de activitate al poliției locale care îl cer de atâtea luni de zile. E specificat, nu este soluționat pe nicăieri. Am făcut iar din nou adresă către Petrom. Nu știu, acum, din câte știu, deci răspunsul la o soluție se face 45 de zile lucrătoare. Consider că e rea voință. Am cerut efectiv un simplu răspuns la un teren. S-a făcut a treia revenire pe data de 15-a. Acum rămâne să aștept cele 45 de zile. La OMV? La OMV Petrom, da. Adresa, nu, deci făcută pe 15, a 5-a ultima adresă, 4065. Am avut un proiect de hotărâre în care am aprobat cu toții plata chiriei pentru clădirile neîngrijite, da? Acum ne întâlnim cu soluția, nu știu cum să zic, urâtă și solicit adresă către Ocolul Silvic Moinești pentru eliminarea într-o săptămână a ceea ce a rămas din cantonul Silvic de la Poiana la Pârâul Ursului. Și ultima problemă, făcând parte din comisia, din Consiliul de Administrație al Școlii Ștefan cel Mare, în urma ultimei ședințe, s-a arătat rezultatele obținute de către școala Ștefan cel Mare, precum și implicarea cadrelor didactice, că fără ele nu se poate. Deci dacă nu avem cadre așa didactice pregătite, nu putem să obținem rezultate. Așa cum am susținut de atâtea ori și susțin în continuare. Haideți să găsim, am văzut regulamentul, ne trimitem dintr-o parte în altă, când în Consiliul Local, când la școală, cu regulamentul de acordare a burselor. Toate localitățile
Deci trebuie să ne comparăm. Și vă fac și comparația destul de clară. Asigură burse de performanță, burse de merit, burse de studiu și burse de ajutor social. Sunt patru tipuri de burse, da? Nu s-au cerut burse compensate, să nu înțelegem greșit. La nivelul, dacă ne uităm, la nivelul orașului, municipiului Moinești, în 2016 s-au alocat 195.000 de lei, deci 1.950.000 de milioane, la câți elevi are Moineștiul, deci enorm. Noi am alocat 64.600 la 380 de elevi. Deci o sumă, consider, destul de mică, a alocat Moineștiul și a acoperit cele patru tipuri de burse. Deci solicitați suplimentarea sumelor? Nu suplimentăm, să se facă regulament. Deci bursa e suplimentată, la noi bursa socială e 45 de lei, la Moinești 40, dar să asigură. Deci să analizăm problema, bursa socială, să facem diferența între bursa socială, exact cum am specificat de atâtea ori, un copil sărac obține și rezultate bune, participă și la olimpiade, da? El că e pus în postura de a alege, ce să aleagă? Ca pentru anul viitor, consider că școala Ștefan cel Mare, prin implicarea care au avut-o în ultimii 2 ani de zile, să obțină mult mai multe rezultate. Deci, după cum știți, rezultatele care s-au obținut la cu teatru, acum este bine, nu este bine, o să merg cu băiatul meu la Cluj, la Olimpiada Națională de Matematică, Baftă, care reprezintă județul Bacău. Deci din tot județul Bacău. Asta este pe costurile mele, nu cer absolut nimic. Deci, vreau să ne implicăm, așa cum am spus, în învățământ. Și ultima problemă, nu știu cum să mulțumim populația. Am intervenit de atâtea ori, după cum bine știți, să intervenim cu autogrederi la Casa Pădurii, pe strada Bradului. Oamenii nemulțumiți, că de ce am stricat acum drumul, i-am răscolit pe troaie. Deci asta vă transmit ceea ce am primit. Acum, nu știu cum, ce să mai zic și cum să mă exprim. Vă mulțumesc. S-a penalizat pe strada Ohumăriei, pe ulița de la Gurescu, de la până la drumul pe Tăvărul cu șanțul. Trebuie niște balastru de pus pe drum. Și a doua problemă, podul de la Provoză, spune, sunt două bucăți foarte mari de beton sub el, care trebuie îndepărtate. Încerca să le comunică. Atât. Vine cu voile. Dar-s mari, nu-l ia nimeni. Pregătește doamna hotul. O secundă. Puteți să mai spuneți prima problemă? O dată? Vă las pe drumul. Balast? Da, balast. Pe unde? Strada Comării. Pe raza satului Bolătău avem două poduri care sunt pavate, să spunem așa, cu lemn. Nu sunt în stare mare de degradare, dar trebuie avut în vedere pe viitor, pentru că nu ne trezim, să nu ne trezim în ultimul moment că nu mai sunt funcționabile. Specificațiile care sunt? La, dacă se poate înlocui partea lemnoasă. Înțeles, care sunt porțizoare? La grădința numărul 1 Bolătău și la familia Elisei Sus. O altă problemă. Începând de anul acesta, elevii de la grădinița numărul 1 Bolătău își vor desfășura activitatea la grădinița numărul 3 Bolătău. Deci această clădire va fi închisă, să spun, că nu pot să-i spun nefuncțională. Ar fi indicat să fie instalate niște camere de supraveghere pe exterior, ca să nu avem probleme. Nu există camere? Nu. La grădiniță nu. Nu. La grădinița numărul 1? Nu. Măcar două, una în față și una în spate. E păcat să devasteze acolo tot ce și să construit. Un diviaș la un toplița. La noi la școală. Școala este unul nefuncțional. Deci a fost. Da, da. Dar a rămas doar camera și atât. Deci ei e mutat la școală. Există. Da. Da. Bun, o să vedem. Da. Și
Ultima întrebare. Știm că în ultima în ultima ședință ordinară de luna trecută a venit domnul primar și ne-a spus că s-a aprobat toată documentația pentru îndiguiri. Am vrea să știm în ce stadiu sunt, ce parte a procedurilor suntem în demararea acestui proiect. O să vă răspund, domn primar. Din nou. Mulțumesc. Atât. Mulțumesc. Ne mai fiind alte discuții, declarăm ședința închisă. Mulțumim. Mulțumim.